În ultimii ani, la nivelul comunei Brâncoveni, au fost implementate mai multe proiecte care au crescut nivelul de trai al oamenilor. Locuitorii au toate străzile asfaltate, au un dispensar modern, însă le lipsesc rețelele de apă și canal. Potrivit primarului localității, proiectul este aproape de finalizare. În curs de realizare, am proiectul de apă care este închis deja 95%. Mă aștept o stație de amoniu necesară pentru a lua vizele de la DSP, ca să putem să apăsăm pe buton să dăm drumul la apă în comuna Brâncoveni. Am prins în CNI deja un proiect de canal. Un alt proiect de îmbunătățire a calității vieții oamenilor face referire la rețeaua de gaze naturale. Stadiul lucrărilor este unul incipient, realizându-se doar studiul de fezabilitate. Ceea ce o să fie puțin mai greu este în momentul în care primim finanțare posibilitatea de a o aduce de la Piatra la Brâncoveni, avem 7 km, sau de la Osica la Brâncoveni. Tot 7 km sunt și să vedem cine suportă aceste cheltuieli, pentru că sunt foarte costisitoare, zic eu. Dar ceva îmbucurător pentru comuna Brâncoveni este faptul că am primit o înștiințare în care se va face o magistrală de la Ghercești de Dolj și trece prin comunele Pârșcoveni, Voineasa, vine până la Brâncoveni și coboară în sud. Ceea ce ar însemna că pentru noi ar fi o mană cerească, rezultând faptul că ne putem înțăpa foarte ușor. Pe lângă toate aceste investiții, la Brâncoveni va exista și un cămin cultural modern și multifuncțional. Potrivit edilului comunei, noul centru va avea un design inspirat din stilul brâncovenesc, astfel încât să se scoată în evidență istoria locului.